Bosnia trăiește un moment magic în fotbal. A fost în barajul pentru calificarea la campionatul mondial. Are o echipă magnifică, cu o generație senzațională, jucători de 24-25 de ani, Dzeko, Ibisevic, Salihovic. Acum ascultăm însă imnul Germaniei. Jucători din 11 au cântat imnul pentru naționala Germaniei. Ieri, Kaiserul Franz Beckenbauer, omul care a cucerit titlul de campion mondial atât ca jucător, cât și ca antrenor pentru această națiune, a criticat naționala Germaniei, mai precis pe jucătorii ei, și întâmplat în amicalul de sâmbătă, când Germania a bătut Ungaria cu 3-0 la Budapesta. Atunci au tăcut mai mulți, acum au tăcut. Polonia Zil are origini în Turcia. E bine, zic că au cântat și atât imnul german. A scos un procentaj bun. 11 jucători dintre cei 23 din lotul pentru mondialul din Africa de Sud sunt de origini negermane, ori născuți. Naționala Bosniei este formidabilă. Defensiva sa însă nu se ridică la nivelul compartimentului ofensiv. Bosnia și încasat 4 goluri în ultimul amical cu Suedia. Atac al Germaniei. Podolski are un culoar de șut. Șuta lui Podolski! Transversală! Iată în reluare execuția violentă a lui Podolski. Cum spuneam, decarul Germaniei reușea cu un astfel de șut. Dzeko coboară mult în flancuri. Dzeko, în ciuda faptului că este un jucător masiv, este foarte mobil în teren. Iată-l pe Dzeko lansat în careul german. Dzeko! Și este autogol! 1-0 pentru Bosnia la Frankfurt. Autogol al capitanului Filip Lam. De neînțeles decizia lui Lam, chiar dacă mingea era trimisă mai jos, Neuer nu avea cum să respingă acel balon, pentru că mingea a fost trimisă de Lam cu piciorul. Neuer nu putea reține acea minge, nu putea să o atingă cu mâna, de fapt. Dzeko este felicitat de coechipieri. Revedem această fază. Dzeko, o minge aruncată de Pjanic, elegant spre Dzeko. Și iată-l pe Lam, care, e adevărat, iată, n-a vrut să dea spre poartă. Acest lumine a lămurit. Lam a încercat să respingă. Și este golul lui Dzeko până la urmă, pentru că Lam a trimis în Dzeko. Din spate n-am văzut prima oară acest lucru. Acum la reluare se vede clar. Iată-l pe Lam încercând să trimită mingea peste Dzeko și îl lovește în piept pe jucătorul bosniac. 1-0 așadar pentru Bosnia, după golul marcat de super golgheterul său. Oh, ce intrare pe cartonaș galben. Mi s-a părut însă arbitrul face semn că jocul poate continua. Și iată-l pe Özil. Özil nu reușește să marcheze. A încercat să-l dribleze pe Hasagic în loc. Avem în reluare această fază cu Özil, care alege să feteze în fața lui Hasagic. Foarte bine apare capitanul Spahić. Cât de bine s-a repiat și Spahić, care reușește împreună cu Hasagic să-l... Partidă la 3-1 în favoarea lor. Germanii mari maestri ai revenirilor în joc. Acum o pasă pentru Podolski. Centrarea lui Podolski în forță. Mingea merge la Khedira. Khedira! A doua mare ocazie de gol a germanilor. Ratată. Ce ocazie a ratat acum Khedira. Nemții se joacă cu ocaziile, în vreme ce bosniacii au lovit atunci când au avut ocazia. Mingea l-a lovit în mână pe Nadarevici, dar nu se putea discuta de o lovitură de la 11 metri pentru Germania în acea fază. Balonul a ajuns la Khedira, care a continuat faza. Nici Khedira nu este cel mai tehnic jucător din lume. Chiar în Franța se vorba Khedira. Khedira, Özil, Klose, Klose e periculos, Klose acum, Khedira. A doua mare ocazie a jucătorului de la Stuttgart.
Cât de inteligent Miroslav Kloze s-a uitat în centrul careului și apoi a centrat. Grecii au pierdut 2-0. Filip Lahm, urcă Filip Lahm, jutează la poartă, pare gol! Este 1-1, Filip Lahm marchează în minutul 50, doar 5 minute după pauză. Și Germania este la egalitate, 1-1 cu Bosnia. După ce a greșit să o facă singur. Da, după ce a greșit la golul marcat de Dzeko, a avut o greșeală foarte mare și practic mingea pe care l-a trimis-o în pieptul lui Dzeko s-a dus în poarta lui Neuer. Acum Filip Lahm demonstrează că nu întâmplător la ultimele două turnee finale de campionat mondial și european, el a fost declarat cel mai bun fundaș dreapta al acelor competiții. Fabuloasă faza creată de Filip Lahm, care, să nu uităm, la Euro 2008 marca de asemenea un gol teribil de important pentru Dzeko. Dar iată această fază minunată cu Özil, care din nou ratează pentru a doua oară în acest meci. Özil rămâne singur cu potarul Hazard. Între Marin, jucătorul născut în Bosnia, obține un penalti. Culmea, Bosnia, și care joacă acum pentru Germania, fautat clar de Iahic. Și este bine cunoscută abilitatea germanilor de a profita de aceste situații. În ultimele patru serii de penaltiuri de la Cupa Mondială în care Germania a fost implicată, ce de gol în acest meci, în prima repriză, Schweinsteiger și proteste din partea lui Hasagic, se pare că execuția se repetă. Arbitrul Rizzo e în continuare cu Schweinsteiger. Schweinsteiger se apropie, șutează, schimbă colțul și este gol! 2-1 pentru Germania în amicalul cu Bosnia. Un sfert de oră înainte de final, Germania practic vrea să repete meciuri și 73 de minute, ce frumos! Focul s-a extins și în teren, cât de ciudat arată astfel de manifestări. Și mi-aduc aminte lui Özil. Özil din nou da, penalti. De această dată scos de Thomas Müller, Spahicii s-ar putea să asistăm la o astfel de răsturnare și în această partidă. În același colț și este 3-1 pentru Germania. A simțit Schweinsteiger, care este...